Salutare, salutare! Da ce faceți? Astăzi avem, în sfârșit, avem un clip nou cu favorite, că au trecut câteva luni bune de când am făcut acest clip, care știu că se numără printre preferatele voastre, dar, de, așa a fost să fie, nu prea au fost favorite, am fost mofturoasă, nu prea mi-a plăcut nimic și am zis că amânăm clipurile cu favorite până în momentul în care chiar am ceva favorite și am câteva astăzi. O mare parte din ele sunt produse noi, dar nu numai, și avem de toate, avem produse de îngrijire, avem cărți, avem ceva de fitness, avem haine, avem de toate. Așa că hai să începem, zic. Și o să începem prima dată cu acest gloss de la Catrice pe care l-ați mai văzut la mine. Nu este ceva nou, nu este o noutate, este un gloss din acela de plumping care are un efect așa mentolat și cică îți umflă puțin buzele. Acum, eu efectul ăla de plumping nu prea l-am văzut, dar îmi place foarte tare senzația pe care mi-o lasă. Nu este ca la acele produse care au la bază piper, care efectiv îți jupoaie un strat de piele de pe buze. Nu sunt genul ăla. Sunt pur și simplu mentolate și glossul este unul foarte gros, foarte cremos, așa, și eu îl folosesc de foarte, foarte multe ori și pe post de balsam de buze. Mai ales acum când ies dimineața sau seara, pregătire seara la plimbare, că știți, dacă v-ați uitat în daily vlogurile mele, că mi-am făcut o rutină așa de plimbare și îmi aplic glossul ăsta și este foarte ok. E lipicios? Este. Se lipește părul de el? Evident, ca de orice gloss, este firesc, adică mi se par puțin nerealiste așteptările astea de a nu se lipi părul de gloss. Păi da, e gloss, că se presupune că e lipicios, dar este foarte gros și ce-mi place la el, că spre deosebire de un gloss clasic, nu se duce foarte repede. Este de la Catrice, cum v-am zis, nici nu se mai vede scris pe el, atât l-am folosit. Dar știu că sunt mai multe, este și unul albastru, este și unul transparent, ăsta are așa o tentă rozalie roșiatică cumva. Dacă mă întrebați pe mine, căutați-l pe albastru, că ăla vă și albește dinții. Creează așa o iluzie optică de dinți mai albi. Îl caut și eu, l-am tot căutat prin DM și nu l-am văzut. Adică m-am tot uitat după el prin DM și nu l-am văzut. Dar dacă îl pun mâna pe el, îl iau pentru că îmi place. Înainte de a trece la următoarele produse, vreau să vă spun că nu, acest clip nu este făcut cu intenția de a o gândi la Pepe Bălți, de a gândi la orgoliul lui Pepe Bălți, dar așa s-a nimerit. Dacă tot am fost la Cluj, am făcut schimb de impresii și de păreri despre produse și atâta m-a bătut la cap cu șampoanele ei de la Joico, efectiv nu mai puteam. Eu știam, auzisem de ele, dar nu le-am folosit niciodată și zic, hai mă să fac ca ea și să iau și eu. Și mi-am luat două, nu cele pe care le folosește ea, mi-am luat un șampon și un balsam de la Joico, culmea din game diferite. V-am povestit într-un daily vlog când mi-au venit că da, a fost o confuzie în capul meu cu ele, se vede, așa cu ochiul liber se vede că sunt din game diferite, dar pe net nu se vedea. Le-am comandat de pe Notino, au venit la un preț super bun ambele și am avut și un cod de reducere, by the way. Ambele sunt hidratante. Tamponul este pentru fir de păr gros și uscat, ceea ce eu nu am, dar spre deosebire de pe Buzz, părul meu poate fi considerat având un fir gros, pentru că ea are părul și mai fin decât al meu și mai subțire. Și este hidratant. Dar vreau să țineți cont de faptul că eu am părul decolorat, după cum știți, și părul meu are nevoie de hidratare. Și după cum vedeți, astăzi am folosit numai șamponul, pentru că fiind hidratant, nu folosesc și balsam când folosesc șamponul ăsta, folosesc numai șamponul. Și după cum vedeți, părul meu este foarte ok, este mătăsos, nu este lipicios, nu este nici lipit de scalp, ceea ce îmi place foarte tare și chiar se simte hidratat. Se simte bine, se simte hidratat, în special la vârfuri, unde știți că e marea problemă, mai ales în cazul în care ai părul decolorat, se simte cumva uscat. Și marea problemă a părului blond este că dacă nu-l hidratezi, poate să arate rău foarte ușor. Adică, din nefericire, problema părului blond este că dacă nu este hidratat și dacă nu-l hidratezi și dacă n-ai grijă să pui un ulei care să reflectă frumos lumina, în special când este uscat, poate să arate foarte uscat și foarte rău. De-aia foarte multă lume se ferește de blond și de-aia este cumva și greu de întreținut blondul, pe lângă faptul că poate să capete acele reflexii nu tocmai plăcute. Ei, șamponul ăsta mă ajută să se vadă foarte ok, să arate foarte bine, este hidratant. Nu mi-îngrașă părul sau scalpul mai mult decât s-ar îngrășa el în mod normal. Oricum mă spăl în fiecare zi sau la două zile, depinde cum
cum sunt, depinde ce stare am, dar recomand spălatul pe cap, by the way. Îmi place foarte tare, adică mă înțeleg foarte bine cu șamponul ăsta, surprinzător, având în vedere că eu sunt destul de sceptică cu multe produse din astea pompoase așa. Iar balsamul, îl folosesc când nu folosesc acel șampon, pentru că fiind hidratante, v-am zis ambele, nu prea, ar fi prea mult pentru părul meu. Dacă aveți un păr super uscat, s-ar putea să funcționeze. Ăsta este din altă gamă, Hydra Splash se numește asta, și ăsta este, gama asta este concepută pentru păr fin și uscat. De, în mod normal, cred că asta ar fi fost gama care mi s-ar fi potrivit mie, părul meu nefiind excesiv de uscat, dar, repet, decolorându-l, oricum îl usuci. Și, la fel, îmi place foarte, foarte tare. Când folosesc balsamul ăsta, nici nu mai am nevoie să folosesc ulei de păr, pentru că ce fac eu este să îmi usuc părul și de la jumătate în jos aplic ulei, special ca să nu mai bag aspectul ăla aspru și degradat de care vorbeam mai devreme. Iar când folosesc balsamul ăsta, nici nu am nevoie de ulei. Deci totul decurge atât de bine, se arată atât de bine și este mătăsos părul încât nu am nevoie de ulei. Este perfect, dar v-am zis, ăsta îl folosesc cu un șampon, ori cu șamponul MOV, ori cu un alt șampon care este cumva mai, nu știu, curăță mai bine, adică mai în profunzime, știți, și nu e atât de hidratant. Tot așa, o cremă pe care am comandat-o împreună cu cele două șampoane este de la CeraVe, este, îi zice, stați așa să iau, Essay Smoothing Cream cu uree. Are 10% uree, are și ceva acid salicilic în compoziție și eu am luat-o cu pregătire pentru că Pebbles mi-a spus că ajută mult dacă ai pielea aia cumva așa texturizată, ceea ce eu am pe brațe. Și vă spuneam atunci când am comandat-o, când am primit-o, că am avut o mare problemă pe final de vară, pe piept, pe brațe, pe antebrațe, cu coșurile. Am avut niște explozii sau niște bupițe, niște chestii așa. Ei, asta m-a ajutat foarte tare. Deci mi-a reechilibrat cumva textura pielii și arată mult mai fină pielea mea și arată mult mai bine de când folosesc crema asta. Ei, cei de la CeraVe spun chiar că este și pentru față și am folosit-o și este foarte hidratantă. Și abia aștept să intru în sezonul rece, când o să fie iarnă-iarnă, pentru că iarna-iarnă mi se usucă și mai tare de la frig tenuș. Și în perioada asta am observat că mi-a ținut destul de bine sub control pielea. Și în plus de asta, având și acid salicilic într-o cantitate relativ mică încât să nu mi-o suce foarte tare pielea, mă ajută să țin coșurile sub control sau eventualele erupții. Acum am unele hormonale, dar trece peste. Am și făcut o mică pauză de la asta, pentru că nici să o folosești constant nu e ok, când încarcă pielea, este foarte densă și foarte groasă. Pentru corp merge, pentru față e bine să o folosești, dar făcând un pic de pauză, așa, adică nu chiar în fiecare zi. Și este foarte, foarte ok și asta. Eu mi-am luat-o pe asta, varianta asta mică, ca să mă convinc, că îmi dăduse pe băsul din crema ei mare, dar o să o iau și pe aia mare, să o am pentru corp și pe asta să o țin pentru ten. Dacă aveți probleme cu textura pe piele, în special pe brațe, ajută mult dacă aveți coșuri pe spate, iarăși, dacă aveți probleme cu coșurile pe spate, ajută super tare. Eu mai făceam coșuri pe aici, pe zona asta, câteodată, și acolo aplic în fiecare seară după baie sau după duș și se simte diferența, adică nu mai am coșuri. Iar Pebbles mi-a spus că ajută mult, că de-aia o folosește ea, că ajută cu Strawberry Legs. Este singura cremă care a avut efect la ea împotriva Strawberry Legs. Eu nu am așa ceva, nu știu care-i treaba, dar dacă aveți probleme cu aspectul ăsta, puteți încerca să vedeți dacă și la voi funcționează. Apoi, încă ceva ce tot pe Buzz mi-a recomandat, și anume o pastă de dinți. Știți că nu prea recomand eu paste de dinți în clipurile mele, și asta pentru că totul este, nu știu, variabil în ceea ce privește pastele de dinți. Chiar și în cazul acesteia, dar la mine și la Pebbles a funcționat. De exemplu, Eugenia și Denisa mi-au zis că nu e cine știe ce. Este vorba despre această pastă de dinți de la Pearl Drops, care se numește Hollywood Smile, și motivul pentru care mi-a zis Pebbles să o folosesc este e cam singura pastă din asta comercială care are peroxid în ea. Nu știu, dacă mai știți voi alta cu peroxid în ea, spuneți-mi. Peroxidul fiind substanța aia și din benzile de albire, care te ajută la albire efectiv a dinților. Evident, acum nu vă așteptați să vă scoată dinții dintr-un galben din ăla închis, pământiu, să vi facă cristal. Eu zic mai degrabă că funcționează la întreținere. Când îți faci o albire din aia cu benz sau îți faci o albire profesională, ajută să prelungească albirea aia mai mult timp. Dar în cazul meu, fiind băutoare de cafea și de sucuri acidulate și de tot felul de chestii, mai nu am și o obsesie cu specla roșie, ceea ce mirific,
ce pot să zic, ajută, știți, să nu mi se păteze dinții și să fie mai alb. Și folosind-o constant, constant înseamnă, ei recomandă să folosești de 3 ori pe zi, timp de cel puțin 6-8 săptămâni. Eu am folosit-o de 2 ori pe zi, nu de 3 ori pe zi, și totuși am văzut o îmbunătățire, adică în cazul meu s-a văzut. Am zis, Eugenia și Denisa mi-au spus că la ele n-a funcționat, probabil ele nici nu au probleme așa mari cu colorarea dinților. Dar este o idee de încercat. Ce vreau să mai spun aici este că e singura din gama asta, că sunt mai multe de la cei de la Pearl Drops, sunt mai multe paste de dinți, o găsiți în DM, apropo. O să vă las link la ea dacă o găsesc pe net. O dragoste de câțiva ani pe care o am și pe care o iubesc foarte mult și la care mă reîntorc de fiecare dată când vine toamna și nici această toamnă n-a făcut excepție și trebuie să menționez pentru că la ora actuală este parfumul meu preferat și nu mă dezlipez de el. Deci dacă vă întâlniți cu mine astăzi, așa miros. Deci miros a Burberry, My Burberry. Ador parfumul ăsta. Voi știți că eu am o dragoste destul de mare pentru parfumurile de la Burberry. Astea mai ales, astea clasice și... Oh, parfumul ăsta este un vis. În perioada asta este vis, mai ales că e temperatura potrivită, nu e nici prea frig, nici prea cald și este perfect. Și mi se pare că este... acea aromă care pentru mine îndulcește ideea că vine friu. Deși avem parte de toamnă frumoasă, să sperăm că și în noiembrie o să fie la fel, dar cel puțin pe mine mă îngrozește ideea că vine friu. Mirosul ăsta cumva încălzește acea idee, o mai îndulcește puțin. Ia să-mi dau, că astăzi chiar nu m-am dat parfum. Și este minunat. Este un parfum care pe mine persistă destul de bine. Nu știu să vă dau un timp de persistență, dar persistă destul de bine și este un parfum care are așa o notă elegantă, caldă, nu foarte dulce, deși are și ceva dulce în el, are și un pic ceva înțepător, nu știu să vă descriu ce are în el, nu identific niciun miros, nicio floare, nu pot să identific, dar cred că este un parfum pe care l-ați întâlnit, adică dacă ați fost vreodată într-o parfumerie, sigur l-ați simțit măcar o dată în viață, pentru că este un parfum destul de clasic. Așa că, da, My Burberry, it's my baby. Și tot așa, dacă m-ați urmărit în cele mai recente daily vloguri, știți că a apărut un nou membru în familia noastră de chestii cozy și anume această flaneră mov. După cum vedeți, mă asortez, nu știu de ce, dar am senzația că în ultima vreme totul trebuie să fie mov la mine. Sau lila, cum vreți să ziceți. Mi-am mai luat niște chestii tot în nuanța asta. Și Adidas și sunt mov și încep să mă duc către zona aia scând de mov. O să vă spun eu de unde problema mai cu mov-ul odată și odată. Cred că tot într-un daily vlog. Dar voi știți că la mine, oricât aș încălzi casa, iarna, toamna, mie-mi e frig. Că eu sunt friguroasă, că eu sunt mama verii, adică eu trăiesc bine vara, nu iarna. Și oricât aș încălzi casa, am nevoie de ceva peste hainele mele să simt, nu știu, ori e o tâmpenie băgată în cap de... babele mele, ori că așa m-am obișnuit, ori că, nu știu, chiar mi-e frig, dar trebuie să am ceva pe mine. Și știți că am câteodată am niște halate din alea pufoase, de care aș cam vrea să scap, că sunt cam bătrâne și sunt cam urâte. Și mi-am luat această flaneră pe care să o port acasă și cu care pot să ieși afară și care să nu mai arate ca și cum aș fi scăpată de la Balamuc, efectiv. Că zici că m-a scăpat cineva pe drum de la Balamuc. În halatele alea, deci cam eu și cu vecina mea ce mai umblă în halatele alea pe afară. Așa, și ca să scap de ele, am luat această flaneră care este dintr-un mohair. Din asta sintetic. Foarte rău. Mi-am dat asta gură cu el. Așa, foarte ok. Și este călduros. Și ține bine de cald. Deocamdată s-a spălat ok, este foarte ok. O să vă las un link, nu știu dacă îl mai găsesc tot pe ăsta, dar o să vă las un link de la ceva similar. Este foarte plăcut și este nou membru din vlogurile noastre, în caz că n-ați văzut daily vlogurile, este nou membru din daily vlogurile noastre. Și de când am mai făcut eu un clipul favorit, am și niște cărți să vă menționez. Și o mențiune onorabilă trebuie să aibă cei trei muschetari, pentru că nu cred că am menționat într-un clip cu favorite și pentru că m-am îndrăgostit și de cartea asta și este minunată și Alexandre Dumas, iarăși, jos pălăria, da? Ca și în cazul Contelui de Monte Cristo și cei trei muschetari, absolut senzațională cartea, mă rog, cărțile, că sunt două volume, depinde de editură, sau trei, este o poveste absolut minunată, mie îmi plac poveștile din perioada aia, pe mine mă fascinează, m-aș muta, m-aș transporta, m-aș transfera în perioada aia,
a Ludovicilor, în special în perioada lui Ludovic al XIV-lea, de că s-ar putea să mă ducă cineva în era aia, deși, mă rog, erau multe probleme, dar eu m-aș duce. Absolut minunată cartea. O altă carte pe care vă recomand și am un clip în care am vorbit pe îndelete despre cartea asta și despre ce cred eu că este o carte bună și de ce îmi place mie această carte și de ce m-a atins foarte tare această carte. Este vorba de Flori pentru Algernon. Promit că și în clipul, în repopul lunii octombrie am vorbit despre ea, deci promit că nu mai insist foarte mult pe tema acestei cărți. Am un clip în care am vorbit foarte mult despre această carte, pentru că am făcut un reading vlog și am încercat să citesc mai mult despre cartea asta și să vă vorbesc mai mult despre cartea asta și ce simbolistică are în spate și cum văd eu lucrurile și, mă rog, o vedeți în clipul ăla dacă vă interesează, dar mi-a plăcut foarte, foarte, foarte tare. Și o altă carte pe care, tot așa, dacă ați văzut clipul cu Repapu, am menționat-o, pe care am ascultat-o, nu am citit-o fizic, ca de altfel și cei trei muschetari, este cea cu The Graveyard Book. De ce nu pot să zic The Graveyard Book? Nu știu, pot... Combinația asta de trei cuvinte în mintea mea dislexică nu se unește. Deci, The Graveyard Book, o carte foarte simpaticuță despre un băiețel, este un fel de crime thriller, ceva de genul ăsta, puțin SF horror pe acolo, vrea să fie de toate, dar v-ați zis, horror nu e. Adică mie nu mi s-a părut niciodată că aș fi horror. Este o carte simpaticuță din punctul meu de vedere, cu fantomele, cu discuțiile pe care le au fantomele, cu faptul că de fiecare dată când apare câte o fantomă, îi se menționează data nașterii și data înfumării sau morții, sau când trec pe lângă o piatră funerară, la fel îi citesc data nașterii și data morții. Foarte simpatic. Din punctul ăsta de vedere, v-am zis, este vorba despre un puști, un băiat. El, la vremea la care se întâmplă treaba asta inițial, este bebeluș, aproape bebeluș, un pic mai mare. Este ucisă familia lui și el scapă și este adoptat de niște fantome și crescut de niște fantome și cumva el trăiește așa între două lumi, între lumea fantomelor și lumea asta a oamenilor vii și cumva ar vrea să se integreze în lumea oamenilor vii, dar în același timp vrea să rămână în lumea fantomelor și este urmărit în continuare de acel criminal care nu și-a terminat practic treaba pentru că el a supraviețuit. Și mi s-a părut o carte simpaticuță pentru perioada asta, este așa o carte lejeră, dar cozy, așa simpatică și m-am zis că am ascultat cartea citită de autor și a fost senzațională. Vă las link de la playlist-ul ăla pentru că este efectiv este delicios autorul cum citește cartea. Mai aveam eu și niște filme, dar între timp parcă nu mai plac atât de tare. Ce v-aș recomanda și știu că nu v-am recomandat într-un clip cu favorite, nu cred că v-am recomandat, dacă v-am recomandat și mă repet îmi pare rău, Woodstock. Uitați-vă la documentarul ăla, este un documentar în 3 sau 4 episoade despre Woodstock. Uitați-vă că este un fenomen foarte interesant ce s-a întâmplat acolo, apropo de foarte multe evenimente similare care au avut după aceea loc și pe mine m-a interesat mai mult perspectiva psihologică a evenimentului și a tragediei și cred că merită acordat un pic de atenție. În rest, ce am mai văzut? The Watcher? A fost un mare fâs, adică nu merită un loc în clipul cu favorite, dar pentru că după cum știți m-am apucat iarăși de sport și eu n-am greutăți, spre deosebire de multă lume din viața asta care se laudă pe internet că are greutăți, eu n-am greutăți, am corzile astea elastice care sunt foarte versatile și sunt foarte utile. Aici am numai 3, mai am vreo 2, sunt 5, sunt pe rezistențe diferite, adică fiecare culoare are o rezistență diferită, măsurată în greutate, zice asta, cutia, stați așa, cutia, așa, și tu poți să le folosești combinat sau separat. Ce plină e asta de praf, acum văd, am luat-o de afară, am stat afară până acum, așa, așa. Cea mai lejeră este asta albă, care e albă, 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 a, nu, mai bine. Și că cea mai lejeră este asta galbenă și se și simte după cum are cea mai mică rezistență
și faci diferite exerciții cu benzile astea, da? De exemplu, poți să faci genoflexiuni, ce am azi de nu pot să vorbesc, știți cum sunt benzilele de ți le pui pe picioare, speciale, făcute pentru exerciții, când faci exerciții pe picioare, chiar dacă sunt mai largi, și astea le poți face buclă și le pui și faci genoflexiuni sau tot felul de exerciții, poți să faci tracțiuni. Și mă uitam că unii fizioterapeuți recomandă benzile astea în defavoarea greutăților pentru că nu sunt atât de dure cu încheieturile, mai ales cu încheieturile umărului și a coatelor, pentru că greutățile se bazează pe gravitație. Adică în momentul în care folosești greutăți, te folosești practic de gravitație. Și asta poate solicita foarte tare încheieturile, știți? Și mai ales când ești începător între ale sportului, nu este bine să-ți nenorocești încheieturile din prima, da? Apropo, ca paranteză, sunt niște mici chichițe din astea despre care observ că nu prea vorbește multă lume. Adică toată lumea se laudă cât e de bine să faci sport și toată lumea mai nou e sportivă, deși să trăim într-o lume de supraponderali și oameni care sunt nesănătoși, nimeni nu zice de chichițele astea, știți, care sunt foarte importante și de-aia e bine, tot așa, ca recomandare personală, să vă uitați la oameni care asta fac, adică care sunt fizioterapeuți, care sunt medici, care, știți, care au un pic de studiu mai aprofundat în spatele acestor lucruri, nu doar la fitness coach și mai știu eu ce trainer din ăștia, care pot avea sau nu cunoștințe. Sunt și traineri foarte buni, sunt și traineri care sunt, i-am văzut pe unii care debitau pe net niște aberațiile, îți durea capul. Da, dar benzile astea sunt foarte, foarte utile și uite, de exemplu, în cazul meu, eu într-o lună am ajuns de la asta galbenă, de fapt nu, asta galbenă n-am folosit-o niciodată pentru că în brațe cel puțin am atâta forță încât n-am nevoie de asta galbenă, care e cea mai ușoară, dar am plecat de la asta roșie și am ajuns la cea neagră care e afară și este cea mai intensă, deci aia te nenorocește când trebuie să faci exerciții cu ea. Ușor, ușor să le combin, adică să pun două câte două, să vedem, ca să cresc intensitatea exercițiilor sau dificultatea lor. Da, și mă ajută foarte mult astea și am și tot felul de accesorii pentru a le agăța pe sus, dacă vreau, pentru picioare, să mi le agăț de picioare, că ați văzut cum sunt la sală ale de faci greutățile alea cu elastic de le faci la sală, așa pot să imiți și cu astea. Și pentru mâini, să trag cu mâinile, niște mânere, să trag cu ele, deci sunt foarte utile și am dat pe tot setul ăsta 100 de lei acum câțiva ani și a stat, adică l-am folosit on and off, dar acum m-am apucat mai serios de sport și le folosesc în fiecare săptămână și am văzut o diferență cu ele, adică simt că lucrează mușchii și în ceea ce privește cel puțin încheieturile, deocamdată n-am avut nicio problemă și prin cu un săculeț, uite, asta este una din... Asta este unul din accesoriile lor. O să le caut, să vedem pe unde le găsesc pe net, că nu, nici nu mai știu de unde le-am comandat și vă las un link în descriere. Evident că aștept să-mi spuneți în comentarii care au fost favoritele voastre și ce sugestii de produse aveți. Nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!